Bună seara, dragi prieteni! Bine ați venit din nou la emisiunea Vieți Schimbate, o emisiune în care dorim să ne apropiem de Dumnezeu, să găsim răspunsuri la întrebările care ne frământă sufletul, să fim mai buni și să ne schimbăm viețile, pentru că despre asta vorbim. În seara aceasta aș dori să ne gândim la ceea ce a ajuns Creștinismul, la ceea ce înseamnă creștinismul în zilele noastre. Până mai ieri, când intram în epoca modernă, creștinismul ajunsese o cultură. Și când vorbeai despre creștinism, te gândeai la catedrale, te gândeai la un anumit tip de turism. Te gândeai la anumite valori, dar nu prea confesionalizate, te gândeai la niște dogme care merg mai mult spre uh, sfera aceasta a legendelor sau a povestirilor bisericești. Însă, pe măsură ce înaintăm în timp, creștinismul tinde să se deterioreze atât de mult încât devine de nerecunoscut. Practic, astăzi, ce mai este creștinismul? dacă ne gândim la practica lui, nu la declarațiile care apar la majoritatea creștinilor, ne dăm seama că, de fapt, creștinismul a ajuns un fel de neopăgânism. Bineînțeles, cu mici excepții în țările mai conservatoare, însă, dacă ne gândim la Europa noastră, creștinismul a ajuns să se metamorfozeze, să se transforme într-un fel de fosilă demnă de un muzeu în care să apară așa ca un dinozaur pe care să scrie acesta a fost creștinismul. Ce este creștinismul? Nu este altceva decât un set de valori care te ajută să fii asemenea lui Isus Hristos. Dacă ne gândim la Catedrale, dacă ne gândim la practicile religioase, dacă ne gândim la mastodonții aceștia ai creștinismului, zicem, da, acesta este creștinismul. Și majoritatea oamenilor se raportează la creștinism în sfera aceasta, mergând pe linia instituțională, mergând pe linia macro a creștinismului, înglobându-se și înrolându-se în uh, turme mari de oameni care își spun creștini. Însă, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vedem că umblarea cu Dumnezeu nu înseamnă atât de mult catedrale sau instituții mari, nu înseamnă atât de mult triumfalism, nu înseamnă noroade numeroase, ci înseamnă acea experiență unică pe care individul o are cu Dumnezeu, iar după ce pornește de la această experiență unică, se alătură unui grup mai mic sau mai mare. Dimensiunea aceasta personală, dimensiunea aceasta intimă a spiritualității dispare din sufletul nostru și rămâne doar carcasa pe care scrie creștinism. În seara aceasta aș vrea să privim la experiența marilor oameni ai Lui Dumnezeu care au avut o umblare Exemplară, care au avut experiențe cu el, care ne-au rămas în istoria sacră, drept modele, și aș vrea să vedem unicitatea experienței lor, aș vrea să vedem cât de aproape au fost ei de Dumnezeu, aș vrea să vedem că a fi creștin, a fi credincios, a fi om al lui Dumnezeu înseamnă, în primul rând, să ai acea experiență strânsă cu Dumnezeu. Și unde poți găsi un buchet de oameni frumoși, de oameni ai credinței, adunați la oaltă și prezentați într-o manieră frumoasă, decât în epistola către Evrei, la capitolul 11, unde sunt câțiva dintre ei, dar care sunt prezentați cu o parte din experiența lor. Bineînțeles că oamenii aceștia care au umblat singuri cu Dumnezeu. Au și părți comune, au și părți care îi diferențiază. Și aș vrea în seara aceasta să ne axăm pe acele elemente care îi fac unici, pe acele elemente care îi diferențiază. Elementul comun al lor este credința. Și despre credință putem vorbi mult, putem înțelege multe. Prin termenul acesta de credință, unii înțeleg un fior sacru, alții înțeleg acea dorință de a-l urma pe Dumnezeu cu toată inima, alții înțeleg acea nebunie, o înțeleg a fi acea nebunie care te face să treci dincolo de realitatea aceasta și să privești lucrurile așa cum le privește Dumnezeu. Alții, când vorbesc despre credință, înțeleg prin ea un set de valori sau de principii sau de dogme și așa mai departe. Însă, încă de la începutul capitolului, autorul epistolei către evrei spune că această credință este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Avem nevoie de credință să facem absolut orice în lumea aceasta. Chiar și dacă ești ateu, ai nevoie de credință dacă vrei să ai succes, dacă vrei să întreprinzi ceva. Nu poți să faci absolut nimic fără credință. Am fost creat să funcționăm prin credință. Noi nu putem să facem lucruri mărețe fără credință. E adevărat că ea trebuie orientată într-o direcție sau alta, însă noi, ca ființe umane, funcționăm prin credință. Haideți să vedem ce i-a caracterizat pe acești oameni ai lui Dumnezeu și ce au avut unic în experiența lor, și să facem niște aplicații cu privire la ceea ce trăim noi astăzi, să vedem ce putem învăța de la oamenii aceștia, dacă putem să transpunem în viețile noastre o parte din experiența lor și dacă putem să avem acea intensitate și acea trăire cu Dumnezeu pe care au avut-o ei. Primul care apare aici este Abel. Abel, care în traducere înseamnă jale prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain, prin ea a căpătat el mărturia că este nepihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Ce a caracterizat experiența de credință a lui Abel? Prin ce s-a diferențiat Abel? Sau prin ce a fost unic în umblarea sa cu Dumnezeu. Abel a hotărât să-i rămână statornic, să rămână statornic față de poruncile lui Dumnezeu, față de directivele lui cu privire la închinare. Dumnezeu a zis, pentru a vi se ierta păcatele. Voi trebuie să vă încredeți în Mesia, cel ce urmează să ridice păcatul lumii. Și până vine Mesia, voi trebuie să aduceți jertfă un animal curat. Abel a ascultat prin credință. Da, urmează să vină Mesia, urmează ca să aducă acel sacrificiu. Și Dumnezeu ne-a spus să aducem animale ca jertfă. Cain a zis, da, și ce contează, domnule, că duc eu un animal sau că duc pătlăgele, vinete, castraveți și pepeni? Care-i diferența? Eu nu văd nicio diferență. Nu așa gândește și omul modern. Nu mai avem nevoie de principii. Nu mai avem nevoie de anumite valori. Le dinamităm, le aruncăm în aer. Este important să faci doar ceea ce îți place. Doar ceea ce îți gâdilă inima și ți se pare ție că este corect nu ai nevoie de Dumnezeu, nu mai ai nevoie de niște principii fixe, de reguli, nici atât. Și am început să avem alergie la ceea ce spune Dumnezeu și să inventăm tot felul de lucruri. Dar de ce să aduc eu miel ca jertfă când pot să aduc pătlăgele, nu? Sau pot să aduc niște spice, sau pot să aduc orice altceva. Tot închinare este. În gândirea noastră așa par lucrurile. Însă potrivit scării valorilor lui Dumnezeu, lucrurile nu stau deloc așa. Sunt anumite elemente prin care Dumnezeu ne testează credința și pe care dacă le iei prin filtru rațiunii umane, zici că n-au nicio noimă. Ce diferență era între pomul cunoștinței binelui și răului și ceilalți pomi din grădină? Nicio diferență. Însă, prin ascultarea de porunca lui Dumnezeu, el le testa credința și a spus, uite, din pomul acesta nu mâncați, de ce? Pentru că așa poruncesc eu. Și uneori, în anumite situații, trebuie să asculți de Dumnezeu pentru că așa spune El, fără să ai o mie de explicații, Dumnezeu știe de ce. Asta este credința, ascultarea din credință, din iubire față de Dumnezeu. Abel n-a mai pus întrebări, dacă Dumnezeu a poruncit ca să aducă un miel, să aducă un animal ca jertfă, el l-a urmat pe Dumnezeu, a ascultat de Dumnezeu și a împlinit porunca lui Dumnezeu. Cain a fost cel care s-a răzvrătit și a zis: "Eu vreau să fac altfel, eu vreau ca să reinventez lucrurile, vreau să reinventez închinarea." Și a devenit primul răzvrătit care în pornirea lui împotriva lui Dumnezeu și împotriva tot ce înseamnă principii, și împotriva tot ce înseamnă reguli, și împotriva tot ceea ce înseamnă ascultare de Dumnezeu, a mers până acolo încât și-a ucis fratele. Vreau să vă întreb, dragii mei, avem nevoie astăzi de oameni ca Abel, care să-l urmeze pe Dumnezeu pentru că așa a spus Dumnezeu și să respecte ceea ce a spus Dumnezeu legat de închinare? Avem nevoie sau nu? Sau facem exact cum a făcut Cain. Îl dăm la o parte toate regulile, nu mai avem nevoie de absolut nimic. Nu ne mai interesează decât ceea ce ne place nouă și decât ceea ce gândim noi că este corect. Și dacă cineva se depărtează de ceea ce ni se pare nouă, că este corect, sau dacă cineva vrea să rămână credincios față de Dumnezeu, Păi dar suntem în stare să-l și omorâm Pentru că este domnule din Evu Este depășit, este vai de capul lui Ce vine el cu regulile astea tâmpe Acum în era aceasta a cunoașterii A modernismului, a tehnologiei Să ne spună nouă să fim credincioși Ne deranjează și faptul că el vrea să fie altfel decât noi și facem tot posibilul în societatea aceasta modernă să îi strângem de gât dacă se poate pe cei care vor să se închine așa cum vrea Dumnezeu. Da, interesantă această abordare, nu? Abel este un reprezentant al celor care vor să se închine lui Dumnezeu, așa cum a spus Dumnezeu, fiind gata chiar să-și dea viața pentru credință pentru închinare, pentru principiile și pentru valorile în care crede. Dacă mergem mai departe, ajungem la Enoch un om al lui Dumnezeu cu totul și cu totul deosebit. În versetul 5 se spune despre el că prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Enoch, un om al credinței, un om care a umblat singur cu Dumnezeu nu înseamnă că era un pusnic. Nu vreau să înțelegeți că uh, îmi doresc să devenim niște ciudați, niște oameni care se izolează de realitățile societății, niște oameni care uh, se duc undeva în creierii munților și nu mai vor să știe de civilizație, nu mai vor să știe de nimic. E opțiunea fiecăruia. Dacă dorește să trăiască în felul acesta, este ok, nu este nicio problemă. Însă aș vrea să înțelegem corect modelul acesta lui Enoch. Enoch a fost un om neprihănit, un om care l-a iubit pe Dumnezeu, un om moral, un om corect, care a fost familist convins. Spune despre el Cartea Genesei, la capitolul 5, și aș vrea să, să luăm aminte la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, spune Cartea Genesei, la capitolul 5, că Enoch a trăit 365 de ani. Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem că Enoh nu a fost un sihastru. Enoh a fost un om neprihănit, a fost un om al lui Dumnezeu, care l-a iubit pe Dumnezeu și a ascultat de Dumnezeu, a fost un om al credinței, a fost familist. A avut fii și fiice. Înt Perioada cât a trăit, spune Cuvântul lui Dumnezeu, că a avut fii și fiice. Mergea o perioadă, se retrăgea în singurătate cu Dumnezeu, primea planul lui Dumnezeu, se încărca spiritual și după aceea venea în lume și împărtășea ceea ce a primit din partea lui Dumnezeu și le predica oamenilor despre adevărurile lui Dumnezeu, despre valorile lui Dumnezeu, despre principiile lui Dumnezeu. Un astfel de om a fost Enoch, era în minoritate, săracul. Culmea, că oamenii care sunt în minoritate și îl urmează pe Dumnezeu, sunt omorâți. Minoritatea care este împotriva lui Dumnezeu în zilele noastre, este în stare să omoare o majoritate. Este ciudat, nu e așa? De ce? Pentru că și majoritatea nu mai știe ce crede. Mi-aduc aminte când a fost valul acesta cu emigranții în Europa și spuneau, o, noi trebuie să ne apărăm valorile creștine. Care sunt valorile creștine, dragii mei? Că am uitat majoritatea dintre noi de valorile creștine. Dacă e să ne gândim la valori creștine, ce-am putea enumera printre ele? În primul rând, frecventarea uh, bisericii, nu? De cât timp n-ați mai mers la biserică? În al doilea rând, să ai o conduită morală potrivit Scripturii, nu? să respecti cele zece porunci pe care le-a dat Dumnezeu, să fii un om corect, să ai iubire în suflet față de aproapele tău și să trăiești așa cum a trăit Isus Hristos. Să nu furi, să nu minți, să nu bârfești pe celălalt din jurul tău, să nu râvnești la ceea ce este al aproapelui tău, să ai acea legătură personală cu Isus Hristos, asta înseamnă să fii creștin. Ori, foarte multe dintre aceste valori noi le-am uitat. A rămas doar partea culturală a creștinismului, și când au venit emigranții care aveau o identitate bine conturată, știau ce cred, luptă pentru ceea ce cred, pentru credința lor, pentru neamul lor, pentru ceea ce au înfipt în inima lor, prin educație, încă din copilărie, când s-a simțit acest cutremur, au zis, hai să recurgem și să ne întoarcem la valorile creștine. Care valori creștine? Că noi nu mai știm care sunt. <gângh> Enoch a știut care sunt valorile. L-a iubit pe Dumnezeu. A ascultat de ceea ce a spus Dumnezeu. A fost familist. Și S-a asemănat din ce în ce mai mult cu Dumnezeu, până când Dumnezeu a zis: Enoch, tu nu te mai potrivești în peisajul acesta. Hai acasă, dragul meu, pentru că tu nu mai ai loc în lumea aceasta rea. Vino, pentru că ți-am pregătit un loc în împărăția mea. E nevoie de oameni ca Enoch în lumea aceasta care să rămână lângă Dumnezeu. Chiar dacă vocea majorității urlă cu totul și cu totul altceva împotriva lui Dumnezeu, împotriva valorilor creștine, împotriva moralității, împotriva tot ceea ce înseamnă divin, împotriva a tot ceea ce înseamnă, dacă vreți, om. Ajungem la noi. Știți că Noe a devenit proverbial și se spune că trebuie să ai Răbdarea lui Noe. Dumnezeu a venit la Noe și a zis: Uite, Noe, mă uit în jur și îmi pare rău de oamenii pe care i-am făcut, sunt atât de răi și au stricat umblarea în fiecare zi, nu au altceva în minte decât să se gândească la și mai rău. Cum să strice mai tare căile și umblarea Noe, fac cu tine un legământ, Te am văzut credincios în mijlocul lor și vreau să fac cu tine un legământ. Va dura ceva timp până când voi aduce judecata, dar apucă-te și construiește o corabie și predică despre acea zi în care va veni judecata mea. Și noi, ascultător de Dumnezeu, s-a apucat să construiască corabia, predicând ceea ce Dumnezeu i-a spus să predice. Și imaginați-vă pe Noe, în mijlocul bajocurilor, în mijlocul unui neam stricat și păcătos, care în fiecare zi nu avea altceva în gând decât să se strice și mai tare, și mai tare, și mai tare. Și cu fiecare lovitură de ciocan și de secure, Noe predica răbdător că vine potopul într-o zi. Credința noastră, dragii mei, Trebuie să aibă și caracteristica aceasta a credinței lui Noe, acea răbdare blândă, pașnică, plină de bucurie în suflet, care ne oferă speranță pentru viitor, ne ajută să privim cu compasiune la cei din jurul nostru, ne ajută să înțelegem planul lui Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu pas cu pas, să mergem cu El și. Să lăsăm pe Dumnezeu să împlinească făgăduința atunci când va dori El. Nu este ușor să ai credința lui Noe, mai ales în zilele de astăzi când totul este pe fast forward, pe repede și foarte repede înainte. Oamenii nu mai au răbdare, nu mai au acea dorință de a aștepta. Acum trebuie să se întâmple totul. Acum îmi cumpăr casă în 5 minute, acum îmi cumpăr mașină, acum îmi cumpăr telefon, acum îmi cumpăr frigider, acum îmi cumpăr televizor. Acum trebuie să se întâmple totul. Dacă nu se întâmplă acum, nu mai am răbdare. Mă duc, caut în toate părțile ca să se întâmple exact cum doresc eu. Și graba aceasta este mărită de industria aceasta a divertismentului și a reclamei, care uh, pompează tot timpul informații noi și dorințe noi și uh, stârnesc atât de tare emoțiile noastre încât să ne dorim acum lucrurile. Și oarecum această dorință de a se întâmpla acum lucrurile o transpunem și în ceea ce privește planurile lui Dumnezeu, și oarecum îi spune lui Dumnezeu, Doamne, dacă nu vii acum, dacă nu răspunzi acum, dacă nu împlinești acum ceea ce trebuie împlinit, nu știu ce o să fac. Și de la această incandescență emoțională după aceea. Dacă nu se împlinesc dorințele, oamenii cad în depresii, cad în descurajare și spun: "Păi eu credeam că acum, Doamne, ai să vii. Eu credeam, Doamne, că acum ai să împlinești planul tău." Și uite că nu se împlinesc. Noe a avut răbdare. A avut răbdare peste 100 de ani ca să aștepte împlinirea planului lui Dumnezeu. A construit arca și a păstrat familia lângă el și a avut credință că într-o zi Dumnezeu va trimite potopul. Și într-o zi, Dumnezeu i-a spus lui Noe: Noe, intră în Corabie tu și casa ta. După ce au intrat toate animalele, perechi, așa cum le-a trimis Dumnezeu, după ce a intrat și Noe în Corabie, Dumnezeu a închis ușa Corabiei. Și încă șapte zile nu s-a întâmplat nimic, e? după 100 și ceva de ani să mai aștept șapte zile nu era mare lucru. Și parcă îi văd pe oamenii de afară. Mă, omul ăsta s-a cam zminti de cap. Auzi tu, să ne spună nouă că va veni potopul în era asta a științei și a deșteptăciunii și a oamenilor luminați să ne spună că va veni o judecată a lui Dumnezeu. Bali verne, prostii, auzi. Asta sunt bune pentru oamenii slabi de îngeri. Pentru oamenii care uh, nu au un intelect prea dezvoltat. Și cam așa sfidează și astăzi lumea tot ceea ce înseamnă credință și încredere în Dumnezeu. Sunt atât de deștepți oamenii încât consideră că lucrurile acestea vor fi amânate la nesfârșit. Așa a fost și în vremea lui Noe, dragii mei. Și după șapte zile, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a dezlănțuit potopul. A început să plouă cu găleata, au început să țâșnească izvoarele adâncului s-a crăpat terestră și apa a început să iasă de jos, să toarne de sus și în felul acesta, în scurt timp, a înghițit toată lumea aceea nelegiuită. Da, este o mărturie pentru noi, experiența lui Noe, acea umblare cu Dumnezeu. Să fii atâția ani singur, cu, doar cu familia ta, să te închini lui Dumnezeu, să-ți păstrezi valorile a fost o presiune extraordinar de mare pentru că societatea mergea într-o direcție cu totul și cu totul opusă. Mergea spre distrugere, mergea spre degradare morală maximă, în timp ce Noe mergea total împotriva curentului. După voia lui Dumnezeu și după Cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie să trăim așa cum a trăit noi, să avem răbdare și să luptăm împotriva curentului ani de zile, nu știm câți. Însă important este să-i rămânem credincioși lui Dumnezeu și la vremea potrivită își va împlini făgăduințele pe care le-a făcut. Un alt om al Credinței pe care îl întâlnim aici este Avram. Străin și călător prin țara Canaanului, mergea dintr-un loc într-altul, slujindu pe Dumnezeu. Și în fiecare loc în care se așeza, Avram avea un obicei să ridice un altar pentru Dumnezeu. Ce frumoasă este această experiență în care Avram poposește într-un loc, ridică altarul, îi se închină lui Dumnezeu și după ce pleacă de acolo, Rămâne altarul ca o mărturie că pe acolo a trecut omul lui Dumnezeu. Avram are câteva lucruri unice. Primul, l-am amintit deja acela că oriunde mergea, ridica un altar pentru Dumnezeu. Al doilea element care îl face deosebit este faptul că așteptând făgăduința lui Dumnezeu de a avea un fiu, a ajuns la bătrânețe aproape de 100 de ani, și fiul acela nu se mai năștea. Și Dumnezeu l-a ajutat să aibă un fiu la 100 de ani. Vă dați seama ce s-a întâmplat? La 100 de ani să ai copil. La o vârstă așa de înaintată să legeni un bebeluș în brațe, copilul făgăduinței și uh, copilul dorit atât de mult. Ei, a trecut și asta. S-a împlinit făgăduința lui Dumnezeu. Sufletul lui Avram și Sufletul Sarei s-au lipit de copilul acesta care a fost promis și așteptat atâta vreme. Și la un moment dat, Dumnezeu vine cu o provocare la Avram și îi spune: Avrame, uite, am nevoie să îl sacrifici pe acest copil pe care îl iubește atât de mult ca să văd dacă îl iubești pe el mai mult decât pe mine. Adul ca jertfă pe Isaac. Vă dați seama că în momentul în care a auzit această poruncă din partea lui Dumnezeu, inima lui Avram a fost străpunsă și neștiind de ce Dumnezeu îi cere lucrul acesta, a mers după voia lui, ca să împlinească porunca lui Dumnezeu, deși îl dorea foarte tare, deși nu înțelegea absolut deloc de ce îi cere Dumnezeu lucrul acesta, a ales să îi slujească lui Dumnezeu, să asculte de Dumnezeu chiar dacă nu înțelegea o boabă din ceea ce dorea să facă Dumnezeu. Credința aceasta a lui Avram, prin care asculți de Dumnezeu, indiferent dacă înțelegi sau nu planul lui, este aproape pe cale de dispariție, dragii mei. Nu mai avem răbdare, nu mai avem credință în făgăduințele lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu nu ne dă toate explicațiile cu punct și virgulă să știm de ce trebuie să-i rămânem credincioși și de ce trebuie să ascultăm, imediat ne revoltăm și spunem, lasă-mă în pace cu regulile acestea, n-am nevoie de ele. Eu dacă nu înțeleg de ce, nu vreau să împlinesc și nu vreau să ascult absolut nimic din ceea ce îmi spune Dumnezeu și foarte revoltați, foarte porniți împotriva lui Dumnezeu, începem să, să ne răzvrătim și să cădem în necredință. Avram spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a așezat prin credință în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el, aceleași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea, care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Avram aștepta cetatea, aștepta împărăția lui Dumnezeu. Da, da, în epoca aceea patriarhală, a primit planul de la Dumnezeu, a primit acea viziune profetică în care era descoperit planul lui Dumnezeu și Avram dorea din toată inima lui ca să vină cetatea, să vină împărăția lui Dumnezeu. Și a adus ca jertfă, a vrut să-și aducă drept jertfă pe fiul său, pe acela pe care îl iubea atât de mult, pe Isaac. Până în momentul în care Dumnezeu a zis, oprește-te, Avrame. Ceea ce eu ți-am cerut ție să faci, de fapt vroiam să fac eu cu fiul meu, dar pentru ca tu să înțelegi că în viitor va fi o zi a sacrificiului, pentru ca tu să fii mântuit și cei care cred în cel ce urmează să fie sacrificat, a trebuit să-ți dau această poruncă. Și bineînțeles că de aceea Dumnezeu l-a și numit pe Avram Părintele Credincioșilor. Avram a avut răbdare până când Dumnezeu i l-a dat pe Isaac. Apoi, după ce Dumnezeu i l-a dat pe Isaac și l-a cerut ca jertfă, a fost în stare să îl sacrifice pentru că așa a cerut Dumnezeu. Și a fost străin și călător în țara Canaanului, doar ca să fie credincios lui Dumnezeu. Observați această dimensiune personală a umblării cu Dumnezeu? A apărut în perioada pandemiei acea isterie. doamne, nu mai sunt biserici, nu mai avem biserici, nu se deschid bisericile. Da, e adevărat, este un drept îngrădit. Și eu am militat împotriva acestor restricții, pentru că de multe ori mi s-au părut deplasate. Însă, m-am gândit și la alt aspect. Ce se întâmplă dacă nu mai ai biserică? Chiar am, chiar am prezentat o, o predică ce faci atunci când nu mai ai biserică? Dacă o căutați pe YouTube, o găsiți. Ce faci atunci când nu mai ai biserică? Îți cade credința? Ce faci atunci când nu te mai întâlnești cu ceilalți credincioși? Îți pierzi încrederea în Dumnezeu? Credința ta stă numai în a merge la o clădire? Și în a te întâlni cu niște oameni acolo, da, este și dimensiunea aceasta, însă nu este totul. Baza trebuie să fie în Sufletul tău. Când nu mai ai biserică, atunci când nu ai pe nimeni în jurul tău care să creadă așa cum crezi tu, trebuie să te bazezi pe umblarea cu Dumnezeu, pe acea credință pe care o ai în Suflet și să înveți să umbli singur cu Dumnezeu. Acest element al umblării cu Dumnezeu este din ce în ce mai rar astăzi. Oamenii sunt mânați de spiritul de turmă, să fie mult, să fie grămadă mare, să fie spectacol, să fie pompă, să fie un program, să fie tot felul de lucruri împopoțonate și încărcate acolo în el. Dar cam atât. Oamenii se duc acasă. Se duc la fel de goi, s-au dus la biserică, au arătat că și-au cumpărat haine noi, că și-au mai cumpărat o mașină, au arătat ce bijuterii și-au mai uh, achiziționat, nu? Uh, și au arătat că sunt niște oameni credincioși, care respectă niște ritualuri, care uh, se duc acolo și se închină Lui Dumnezeu că dă bine în fața lumii de să mergi la biserică, mai ales din an în Paști. Da? sau la Crăciun, la sărbătorile mari, mai mergi la câte o mănăstire din asta celebră, îți mai faci niște selfie-uri pe acolo. O, oh, omul ăsta este într-adevăr un om credincios. Sunt niște fleacuri acestea, dragii mei. Nu aceasta este umblarea cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu înseamnă acea experiență lăuntrică. A fi singur cu Dumnezeu înseamnă să înțelegi ce vrea Dumnezeu de la tine și să fii un reprezentant al Lui în lumea aceasta, așa cum a fost și Avram. Oriunde mergea, lăsa acolo un altar. Și cananitul de rând, care venea acolo și se uita, zicea, pe aici a fost omul lui Dumnezeu. Se vede clar binecuvântarea lui Dumnezeu, se vede clar că omul acesta a fost credincios, se vede clar că omul acesta ce a spus a și făcut, se vede clar că omul acesta are o credință, are o credere neclintită în Dumnezeul lui. Și chiar dacă nouă ni se pare ciudat, totuși este demn de tot respectul, pentru că deși era singur, era în minoritate absolută, totuși el a rămas pe linia lui, cu Dumnezeu lui. Și apoi când Dumnezeu i-a cerut lui Avram să sacrifice pe Isaac, Avram a făcut lucrul acesta. Câți dintre noi vrem să mai sacrificăm ceva pentru Dumnezeu, pentru cauza Lui, pentru cei din jurul nostru? Da, de unde? Mi-aduc aminte, eram copil și am întâlnit când se făceau biserici, când se făcea o colectă pentru misiune, pentru lucrarea lui Dumnezeu, oamenii nu doar că dădeau bani, ci oamenii se sacrificau, vindeau boi, vindeau din casă, munceau cu ziua ca să facă bani pentru lucrarea lui Dumnezeu. Astăzi. Ce? Ni se pare un mare sacrificiu să mai mergem la biserică. Mi se pare un mare sacrificiu să mai dăm ceva din, din prisosul nostru. Mi se pare un mare sacrificiu să dăm niște cârpe pe care nu le mai folosim, pe care nu le mai folosim în, să le îmbrăcăm sau niște papuci roși să-i dăm la cineva. Mamă, ce sacrificii am făcut. Da, de unde? Avram a fost în stare să îl dea pe fiul său. Pentru Dumnezeu. Tu cât ești dispus să sacrifici pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui, pentru ceea ce înseamnă slujire, pentru ceea ce înseamnă binele semenilor tăi? Observați că de departe ne-am depărtat de valorile Lui Dumnezeu și ne batem cu cărămida în piecă. Noi suntem creștini, noi suntem credincioși, noi îl iubim pe Dumnezeu, noi avem o cultură creștină. Poate că a mai rămas cultura creștină, cât a mai rămas și din asta catedrale, biserici, picturi, icoane, obiecte de patrimoniu, anumite ritualuri, da. Însă cât din acestea mai ating sufletul și ființa noastră? Credința lui Avram și experiența umblării cu Dumnezeu. Dacă mergem mai departe, îl întâlnim pe Iacov, care atunci când a murit, i-a binecuvântat pe fiul lui Iosif cu credința aceea că va veni cândva Shilo și de el vor asculta popoarele. Și cu credința aceea Iacov a adormit crezând că într-o zi va veni eliberarea și vor ieși din Egipt. Și au mai trecut ani, au mai trecut ani, au mai trecut ani și a venit Moise. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 24, capitolul 11, că prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Ce a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului? Asta stai, stai, că nu înțeleg prea multe. Trebuie să ne oprim, să luăm zoomul, lupa, să apropiem, să vedem ce a făcut de fapt Moise. Gândiți-vă, dragii mei, că Moise a avut în față o oportunitate pe care niciunul dintre noi nu o avem astăzi fie că vorbim de om de rând, de vlădică sau de opincă. Nu contează, dragii mei. Ceea ce a avut ca oportunitate Moise nu echivalează cu nimic din ceea ce poate să existe în lumea aceasta astăzi. A avut șansa să fie prințul și faraonul Egiptului. Să fie un faraon care să conducă un imperiu, imperiu egiptean care era în cel mai puternic la vremea aceea. Nu echivalează nici cu președintele Americii, nu echivalează nici cu cine vreți voi, cu orice funcție din lumea aceasta. Putere, bani, influență, onoruri, fast, tot ce vrei. Toate erau la picioarele lui. Însă, Moise. A fost crescut în familie cu alte valori, cu alte principii, cu alte așteptări. Și acasă, până la 12 ani, mama lui i-a spus, Moise, tu nu aparții acestui pământ. Țara noastră este în Canaan, acolo unde vrea Dumnezeu să ne ducă. Țara noastră nu este aici. Noi trebuie să ieșim de aici într-o zi și să mergem potrivit cu făgăduința lui Dumnezeu. Ca El să-și împlinească ceea ce a promis față de noi. Moise, chiar dacă vei merge la casa lui Faraon, să știi că tu nu aparții Egiptului, tu aștepți patria aceea frumoasă pe care Dumnezeu o pregătește pentru fiecare dintre noi. Prin credință, Moise. Când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Dragii mei, experiența aceasta lui Moise de umblare cu Dumnezeu contrastează cu acea dispoziție lașă, lipsită de orice valori și principii, prin care suntem în stare să sacrificăm totul pentru interese meschine și egoiste. Suntem în stare să-l vindem pe Dumnezeu, suntem în stare să vindem familie, principii, valori, absolut orice, numai să avem putere și bani. Absolut totul. Și lașitatea aceasta, și mărșăvii aceasta, și lipsa aceasta de caracter, și dezumanizarea aceasta care caracterizează secolul în care trăim, au ajuns atât de puternice încât pur și simplu nu mai știi în cine să crezi. În cine să ai încredere? Pentru că odată ajunși, vând tot și țin cu dinții să rămână acolo cât mai mult timp, dacă se poate, să vândă și pe tata, și pe mama, și valori, și neam, și țară, și tot, doar ca să aibă funcția, și banii, și influența. prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon ce a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Și știți ce este dramatic în experiența lui Moise? Bun, bun, că l-au persecutat, să zicem, egiptenii, că l-au urmărit după ce au omorât pe egipteanul acela, că a fost 40 de ani în postie că după aceea faraon a fugit după ei cu carle lui să-i prindă să-i aducă înapoi în sclavie. Asta înțelegi cumva. E o suferință din partea dușmanilor poporului tău. Însă Moise a suferit împreună cu poporul lui Dumnezeu mai mult după ce a ieșit din Egipt decât atunci când a fost în Egipt. Țineți minte lucrul acesta. Moise a suferit mai mult din partea poporului său decât din partea egiptenilor. Și lucrul ăsta este foarte dureros. Când i-a scos din Egipt cu puterea lui Dumnezeu, Moise a devenit țapul ispășitor pentru toate neajunsurile și pentru toate lucrurile care nu mergeau bine. Moise, nu avem apă, dă-ne apă, te omorâm cu pietre. Moise, nu avem mâncare, nu avem prepeli, de aceea ne se mâncăm. Te omorâm cu pietre dacă nu se întâmplă treaba asta. Moise, ce se întâmplă, ce se întâmplă, devine este Dumnezeu și Moise, Dumnezeu și Moise. 40 de ani s-a refrenul acesta de la un popor de răzvrătiți. Gândiți-vă ce a fost în inima lui Moise. Oare și o fi zis vreodată, Doamne? Nu era mai bine să rămân eu prințul Egiptului? Nu era mai bine oare să, să, stau și eu pe tronul lui Faraon? Să nu mai bat capul cu nemernicii ăștia, cu cârtitorii aceștia, cu oamenii aceștia care efectiv nu văd în fața ochilor nimic decât mâncare și confortul imediat. Și în rest nu mai au nicio viziune, nicio credință cu privire la viitor, nicio altă așteptare. Totul este aici și acum. Și să știți, dragii mei, că mult a suferit Moise din cauza poporului lui Dumnezeu. Dar cu toate acestea, Moise a știut că are o misiune, a știut că are o chemare din partea lui Dumnezeu, a știut că El nu este pentru pământul acesta, ci a fost chemat să aibă în suflet patria cerească, împărăția lui Dumnezeu. Și a dorit atât de mult să fie lângă Dumnezeu, a vrut să-L vadă pe Dumnezeu, a fost singurul om care a stat atât de aproape de Dumnezeu cum n-a mai stat niciun alt profet. A avut o experiență unică, de-a dreptul unică. Spune cuvântul în cartea Deuteronomului, în ultimul capitol, despre el, să vedem dacă merită sau nu să fie omul lui Dumnezeu. Cartea deuteronomului, ultimul capitol, capitolul 34, cu versetul 10. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față, Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunele pe care le-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări. Și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Niciunul nu poate fi comparat cu Moise. Moise a rămas lângă Dumnezeu, singur cu Dumnezeu dar incomparabil ca experiență, ca trăiri, ca umblare cu niciunul dintre profeți, cu niciunul dintre noi. Umblarea singur cu Dumnezeu are un preț, dragii mei, pe care trebuie să-l plătim mai devreme sau mai târziu. Abel a plătit cu viața. Enoch a fost bajocorit și marginalizat. Noe a fost poate considerat nebun de cei din generația lui și a trebuit să-și chinuie sufletul într-o societate de nelegiți. Avram a trebuit să umble singur prin țara Canaanului, așteptând ca Dumnezeu să-și împlinească făgăduința. Moise a trebuit să fie pribeag multă vreme și să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu și din cauza poporului lui Dumnezeu să-și amărască inima atâția ani de zile, până când a ajuns chiar să piardă cananul acesta pământesc, din cauza poporului și din cauza încăpățânării lui. Însă, nu uitați că toți aceștia stau ca martori în fața noastră. Toți aceștia sunt oamenii care au umblat singuri cu Dumnezeu și apar în lista eroilor credinței. Și nu uitați, unii dintre ei chiar ne așteaptă acolo sus să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Pentru că Moise, la scurt timp după ce a murit, spune, uh, epistola lui Iuda a fost înălțat la ceruri și îl întâlnim alături de Ilie când a venit să îl încurajeze pe Domnul Isus Hristos pe muntele schimbării la față. Umblarea cu Dumnezeu nu este întotdeauna ușoară, însă oferă o perspectivă mult mai largă și este mult mai sigură decât orice promisiune surogat care există în lumea aceasta. Lumea se va prăbuși. Tot ce există în lumea aceasta se va devaloriza. Însă, cei care se încred în Dumnezeu, dragii mei, vor fi ai lui pentru totdeauna. Poate că îți clipește vreo reclamă în ochi. Poate că -ți dorește alte lucruri, însă nu uita, toate acestea aici vor rămâne și aici se vor deteriora, vor putrezi și vor fi nimicite. Însă cei care se încred în Dumnezeu vor rămâne pentru totdeauna în inima Lui și vor trăi pentru veșnicie, nu pentru că o spun eu, ci pentru că o spune Dumnezeu. Îmi doresc ca această experiență a umblării cu Dumnezeu să fie și experiența ta. Să nu te lași furat de nimic din jur, ci să umbli cu El pentru a avea parte, să fii cu El o veșnicie. Este o făgăduință, tot în Cartea Evrei, pe care aș dori să o citesc. Capitolul 10, cu versetele 35 la 37. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Aceasta a fost credința oamenilor lui Dumnezeu. Eu a dormit, făgăduința a rămas în picioare. Este veșnică, așa cum este și Dumnezeu. Ia în suflet această făgăduință, umblă cu Dumnezeu și lasă-l pe el să împlinească totul mai departe.